O româncă de 36 de ani va fi acuzată de furt calificat după ce a fost prinsă furând ciorapi dintr-un supermarket. O româncă a fost arestată de polițiști pentru că a sustras 24 de ciorapi de epifanie în valoare de aproximativ 230 de euro de pe rafturile unui supermarket din oraș. Femeia în vârstă de 36 de ani a fost transferată la închisoarea pentru femei din Catania. Dar ce sunt epifania și la Befana? Lungul șir al sărbătorilor de iarnă se în Italia cu Epifania, care calendaristic corespunde cu Boboteaza de la noi, însă religios are o altă semnificație și anume aceea a primei recunoaștere a divinității a pruncului Isus. În această zi este comemorată vizita solemnă a regilor magi, adorarea magilor care vin cu daruri la pruncul sfânt. Paralel cu sărbătoarea religioasă s-a dezvoltat o tradiție populară foarte îndrăgită și așteptată mai ales de cei mici, la Befana. Se spune că în noaptea dinspre 5 spre 6 ianuarie, o bătrână cocoșată cu nasul mare, îmbrăcată urât și sărăcăcios, trece călare pe mătură pe la casele unde sunt copii și le lasă acestora daruri. Celor cu minții le pune în șosețele așezate cu grijă, jucării și dulciuri, în timp ce acelora care au făcut năzbâtii le lasă cărbuni. În vorbirea curentă, termenul Befana se folosește în general în sens periorativ, desemnând o persoană urâtă, bătrână și rea. Împreajma sărbătorii capătă însă o conotație pozitivă, pentru că în definitiv, Befana este băbuța care vine călare pe mătură pentru a le aduce daruri celor mici, relatează mesajul.ro.